Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi am decis să mă întorc din nou la amigurumi, spre bucuria doamnelor care iubesc acest tip de croșet. Și vom lucra această micuță broscuță, care sper să fie pe placul dumneavoastră. M-am gândit la ea, deoarece în curând va începe școala, timpul trece foarte repede, iar o asemenea broscuță poate fi atașată ghiozdănelului, copilului sau nepoțelului dumneavoastră, aici aviz bunicuțelor care croșetează foarte mult. Pentru această lucrare, așa cum vedeți, avem nevoie de firul alb, eu voi folosi firul Bravo, voi schimba culoarea verde, voi pune un verde un pic mai deschis, voi folosi acest fir, aici la mine se cheamă DKP, însă, din câte am înțeles, în România se numește Alize Diva Silk Effect, ceva de acest tip. Dumneavoastră veți alege culorile în funcție de ceea ce aveți disponibil. Deci, alb, verde, un fir negru, acul pentru cusut lână, melană pentru umplutură, o pereche de ochișori. După cum puteți vedea, ai mei au un centimetru de diametru și clămița despărțitoare, markerul, după care, bineînțeles, vom avea nevoie de croșet, voi folosi croșetul cu numărul 2 și jumătate. Aceasta este lucrată cu croșetul numărul 3 și jumătate. Bineînțeles, va fi un pic de diferență de mărime între ele. Vom începe lucru, voi începe cu alb și pentru început voi face un ochi de lanț, după care voi continua lucrând 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Începând de la al doilea de la croșet, voi lucra un picioruș scurt. Cel de-al doilea picioruș scurt în corespondența aceluia și ochi de lanț și cel de-al treilea picioruș scurt. Deci, aceste trei piciorușe scurte vin lucrate în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț de la croșet. În următorul ochi de lanț voi face un picioruș scurt, după care în ultimul voi face trei piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea. Iar pe partea cealaltă a lucrului, în corespondența piciorușului ochiului de lanț din mijloc, unde am făcut piciorușul scurt, vom face un picioruș scurt. În acest moment noi avem un total de 8 piciorușe scurte. Vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș scurt o înmulțire. Iar la sfârșitul acestui rând, noi vom avea un număr de 16 piciorușe scurte. Primul aici, vom pune markerul și voi lucra cel de-al doilea, apoi următoarea înmulțire, vom avea 4 piciorușe scurte deja și vom continua singure. Am obținut cele 16 piciorușe scurte, voi continua lucrând un picioruș scurt, vom intra prin ambele, un picioruș scurt, vom pune markerul, după care vom continua cu o înmulțire în următorul picioruș. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 3 piciorușe scurte. Voi pune markerul. Deci avem 1, 2, 3 piciorușe scurte, după care vom face o înmulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte.
iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua rândul numărul 5, lucrând o mulțire, să nu uităm markerul. Deci, o mulțire, patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom repeta astfel până la sfârșitul rândului și vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 6 vom lucra un total de 20 de piciorușe scurte. Eu am făcut primul, voi pune markerul și vom continua. 2, 3, până la 20. Lucrat de cele 20 de piciorușe scurte, vom face o scădere. Un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt și cea de-a treia scădere. Nu vrea, ba da, așa, cea de-a treia scădere, după care vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. Încet, felul acesta, am pus un croșet un pic mai micuț să nu iasă melana. Deci vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Și am ajuns. Ajunse la sfârșitul acestui rând, vom lucra 5 piciorușe scurte în culoarea alb. Avem primul, voi pune aici markerul. 1, 2, 3, 4. Iar acum vom face schimbul de culoare, vom schimba culoarea verde. Voi lua firul pe croșet pentru piciorușul numărul 5, însă nu îl voi închide cu alb, ci voi atașa culoarea verde, așa cum vă spuneam. Voi pune verde, voi închide acest ochi în culoarea verde. Voi prinde capetele de fir și le voi duce cu mine pe măsură ce voi lucra și voi continua lucrând 16 piciorușe scurte. 1, 2, voi continua până la 16. Lucrate cele 16 piciorușe scurte, voi continua cu 3 înmulțiri consecutive. Prima, cea de-a doua, cea de-a treia înmulțire și voi continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Deci piciorul scurt în corespondența fiecărui picioruș scurt din rândul anterior. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la rândul numărul 8. Vom lucra un total de 20 de piciorușe scurte. Am lucrat primul, voi pune markerul și vom continua până la 20. Avem 2, 3 și vom continua singure. Lucrate cele 20 de piciorușe scurte, voi continua cu o înmulțire, o înmulțire, 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o nouă înmulțire,
până la sfârșitul rândului vom face piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 9 vom lucra un total de 22 piciorușe scurte. Deci 22. Avem 2, 3, vom continua singure. Lucrate cele 22 piciorușe scurte, voi continua cu o înmulțire. 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Voi face o nouă înmulțire. Iar până la sfârșitul rândului voi continua cu piciorușele scurte. Continuăm rândul numărul 10. Pentru aceasta vom face un total de 24 piciorușe scurte. Avem primul, cel de-al doilea, cel de-al treilea, iar până la 24 continuăm singure. Lucrate cele 24 piciorușe scurte, voi continua cu o înmulțire, 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Am uitat să menționez la aceste rânduri numărul total de piciorușe obținute. Aici, încheiind acest rând, vom avea un total de 42 piciorușe scurte. Vom încheia acest rând, unde am obținut, așa cum vă spuneam, 42 piciorușe scurte. Rândul următor vom lucra picioruș scurt în corespondența fiecărui picioruș scurt. Deci vom avea un rând de 42 piciorușe scurte. Iar noi ne vom reîntâlni după ce vom încheia și acest rând. Odată încheiat rândul de 42 piciorușe scurte, vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. Avem primul, deci 1, 2, 3, 4, 5, după care vom face o scădere. 5 piciorușe scurte, o scădere. Vom continua pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru următorul rând vom lucra 4 piciorușe scurte. Am lucrat primul, vom pune markerul, deci avem 1, 2, 3, 4, o scădere, și vom continua în acest mod pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de
4 de piciorușe scurte. Continuăm rândul următor, lucrând 2 piciorușe scurte. 1 și cel de-al doilea. După care vom face o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am umplut corpul broscuței cu melană, am poziționat markerul în ultimul picioruș din rândul abia terminat și voi continua lucrând un picioruș scurt, o scădere. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Când ați terminat acest rând, dacă este nevoie, puteți să completați cu melană, pentru că începând din acest moment, noi vom face scăderi repetate și vom închide această parte a lucrării. Deci vom face scădere după scădere, în felul acesta. După care vom închide totul cu acul de cusut. Am ajuns aici. În acest moment vom continua să închidem cu acul. Voi scurta firul. Voi pregăti acul meu. Am pus acul pentru cusut rână. Acum voi trece cu acul prin acest fir și luând fiecare jumătate de picioruș, voi începe să închid lucrarea. În felul acesta vom strânge un pic, iar aici vom încheia. Vom pierde firul undeva, îi vom da un pic de stabilitate. Vedeți ce frumos a ieșit? Îi vom da un pic de stabilitate, iar apoi îl vom scurta. Deci prima parte, partea cea mai importantă a lucrării, am realizat-o. Acum vom trece să lucrăm piciorușele. Vom face un cerc magic în care vom lucra. Pentru început, un picioruș scurt care nu îl vom pune la număr și vom continua cu un număr de 6 piciorușe scurte. 6. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Vom pune markerul și vom lucra câte o mulțire în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe. Astfel, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Odată obținute cele 12 piciorușe scurte, vom lucra 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. 3 rânduri, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am umplut cu un pic de melană după ce am lucrat cele 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând
două piciorușe scurte, 1, 2, voi continua cu o scădere, 3 ori, 2 piciorușe scurte și o scădere, astfel că la sfârșitul rândului vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Eu acum lucrez cea de-a doua scădere, ultimele 2 piciorușe scurte și ultima scădere. Deci am obținut cele 9 piciorușe scurte în acest moment. După care voi continua lucrând un picioruș scurt urmat de o scădere de 3 ori, un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt, cea de-a doua scădere, un picioruș scurt, cea de-a treia scădere, o voi lucra acum, și astfel obținem un total de 6 piciorușe scurte, scuzați. Vom umple din nou un pic cu melană, vom pune din nou un pic de melană, cu atenție, pentru că spațiul este foarte îngust. Felul acesta și vom continua lucrând un total de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de 7 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Deci 7 rânduri vom lucra de jur împrejur. Iar noi ne vom reîntâlni după ce terminăm aceste 7 rânduri. După ce am lucrat cele 7 rânduri de câte 6 piciorușe scurte, vom pune lucrul în două, în felul acesta, și vom lucra 1-2 ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet, voi intra în piciorușul, în primul picioruș, de o parte și de cealaltă. Vedeți? Voi extrage firul și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, pe care le voi închide cu picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. După care voi intra în piciorușul următor, atât pe o parte cât și pe cealaltă. Voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi trece din nou prin același picioruș, voi face piciorușul dublu, două ochiuri de lanț și voi închide totul cu picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. În acest moment voi întoarce un pic lucrul în felul acesta, voi intra în acest picioruș de aici. Voi face piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi trece prin același picioruș, voi face piciorușul dublu, două ochiuri de lanț și voi închide totul cu piciorul scurt în corespondența aceluiași picioruș. În acest moment, ia uitați-vă ce frumos se prezintă, am lucrat primul picioruș. Astfel va fi nevoie să lucrăm două. Vom scurta firul și îl vom ascunde. Voi închide totul în acest mod, iar acest capăt de fir îl vom ascunde. Eu am lucrat și cel de-al doilea picioruș. Voi încheia aici prima parte. Imediat va intra partea a doua,
unde vom lucra ochișorii și vom monta bruscuța noastră. Eu vă mulțumesc pentru vizualizări, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!